Hai, David. Hai, mă, David. Bună, bună, prieteni. Țin să vă anunț că mă aflu aici, la cafea, alături de... Am venit să bei cafea cu noi. Da, să beau cafea aici, la Leo, Aline, aici, lângă mine, nepotul meu, Mihaela. Bineînțeles că am mai băut o cafea și la mine în partea alaltă, dar acum am zis să purtăm o discuție. Da. Zic că ești cu nepoata Mihaela, ești ea? Păi cu nepoata Mihaela, pe Mihaela o consider nora mea acum, cum ar veni. Că, da. Datorită faptului că m-a respectat de atâția ani, e rândul meu să o respect și eu. Și că, cu ăsta micu... Da. Ăsta e viața mea. Ăsta e viața mea, ăsta micuțu. Cu toate mă mai supără eu câteodată. Dar m-am trezit și acum am venit pe la live. Am venit pe live, da. Guriță. Eu vreau suc. Mâncăiaș, n-am nicio treabă. Ați văzut aseară că mi-am rupt dintele. Am rupt dintele, da. Da. S-a văzut aseară. Da, mi-am rupt dintele într-un chips. Da. În chipsuri. De care chipsuri? Da. Chipsuri. De care dai? Din alea iuți cu ardei. Și eu mi-am rupt dinții în șaormă. Da. Stimați prietene, ceea ce am vrut să fac un anunț și la comentariile care sunt David. Contra noastră. Davidu. Și s-a David. Afirmat că, domne, uite, ceea ce faceți voi, faceți doar pentru anumite interese și chestiuni din astea. Țin să vă anunț așa cum am zis de fiecare dată. Stimați prieteni, noi, fie pe spațiu online, fie în cadrul unor emisiuni TV, noi asta facem de ani de zile. Pentru noi nu mai este o noutate, spațiu online de acum. La noi e ceva normal, că ne filmăm. Noi putem filma de fiecare dată certuri, probleme, de orice gen. Așa că pentru prietenii care nu știu și comentează așa cum comentează, e treaba fiecăruia, repet, opinia fiecăruia, fiecare are dreptul la o opinie. Venirea mea, așa cum am spus de fiecare dată aici în București, a fost datorită faptului că Leo nu a anunțat plecarea lui la București. Eu am mers pe acea idee că Leo, dacă a plecat la București, nu o să se prezinte la staborul de duminică, unde va avea loc judecata care s-a stabilit. Și pentru el, acum, fiind aici de față, a fost ceva deranjant. Nu pot să zic că, domne, am venit să-l oblig ca să meargă la acea judecată. Dar trebuie, chiar dacă el conștientizează că, sau să spună că lasă, domne, că o să o facem și altă dată, eu zic că trebuie să mergem să o facem așa cum a fost stabilit duminică. Când ne așteaptă Bocu, zică, nu? Păi e vorba de Bocu, e vorba de oamenii aceia, de modă, de Țucăle, de Cioabă, Rafael, judecătorii care sunt acolo, care vor mai veni, că o să vină și de la Băilești, de la Craiova, de la Râmnicu Vâlcea, de la Sibiu. Trebuie să respectăm acea promisiune care s-a făcut pentru duminică. Și asta datorită faptului că am spus de atâtea ori că am vrut sacrificii și o să vreau și pe viitor să fac pentru sora mea, pentru Anca, chiar în ciuda acelor comentarii care au fost contra mea, că
Eu nu am fost aproape, că, domne, nu am ținut cu sora mea, dar singura chestiune care s-a părut că nu țin, și sunt sigur de această chestiune, e că lumea a văzut că țin cu Leo și datorită acestui fapt s-a ajuns la această concluzie, domne, că nu țin la sora mea. Eu țin cu amândoi, vreau să ca amândoi să fie bine pentru amândoi, să reunească familia, nepoței, copii, atâta tot. Nu știu ce s-a văzut altceva pe spațiu online. Și să vă mai spun ceva. Cu cearta, cu obligațiile, să obligi pe cineva să-i pui obligații, nu facem nimic, stimați prieteni, decât cu vorba bună și cu înțelegere putem face multe. Dar cu cearta fiecare se ambiționează și nu mai facem nimic. Referitor la fanii care... Dacă pune la prietenii că eu mănânc, deci pe bune, nu știu ce e cu mine. Leo, țin să vă anunț că deja la ora asta mănâncă. Asta datorită faptului că are probleme cu diabetul și știți și voi foarte bine că persoanele care au diabet trebuie să mănânce. Na. Ceea ce vreau să mai afirm în aceste zile și pe viitor o să aveți niște surprize foarte plăcute, chiar și când vom ajunge acasă în Sehaia. Așa cum v-am promis de fiecare dată. Eu am promis de fiecare dată că nu o să vă dezamăgesc pe nimeni. O să spun lucruri pe nume, o să spun adevărul în față, care este. Am considerat că nu are rost să ocolesc absolut nimic, pentru că nu m-ar ajuta cu nimic și e mai frumos să spui adevărul decât să încep cu minciuni, cu fel și fel de chestiuni. Și nu aș vrea să se mai creadă că aparițiile noastre, încă o dată repet, în spațiu online, sunt doar pentru interese comune, interese personale, fie ele cum sunt caracterizate. Deci fiecare ar vrea să stea să judece, repet încă o dată, pentru noi, spațiu online, emisiuni TV sau chestii de genul, nu mai este o noutate, pentru că a fost o noutate, hai să zic, înainte, atunci, recent, când am avut primele apariții și atâta tot. Acum că apărăm în spațiu online, sunt problemele de familie care sunt de atâția ani de zile, nu s-a reușit să le rezolvăm, să le dezbatem, cum să mă exprim, așa față în față. Acum le dezbatem pe spațiu public, pentru că, de exemplu, sora mea, ați văzut foarte bine, are prieteni, fani din toată România, toată Europa, așa cum bine ați văzut. Leo la fel și noi, din respect față de voi, vedem și opiniile voastre. Le apreciem chiar dacă sunt ele, oricum ar fi, și după aceea putem trage și noi concluzii, nu numai din capul nostru, mai vedem și la voi și chiar să știți că apreciem. Să vadă fie o judecată, să gândească, să vadă dacă e bine, da, cu deciziile care le iau.
Deci o să aveți la judecata de duminică, o să aveți la dispoziție toată judecata, ca după aceea să trageți concluziile care dumneavoastră le veți avea de gândit și nu neapărat să țineți cu Leo sau cu sora mea, să spuneți adevărul care ar trebui, dacă decizia care s-a luat duminică este bine sau nu este bine. Plus că de asta am afirmat pe viitor. Ceea ce am spus în legătură cu obiceiurile tradiționale ale noastre, ale romilor din toată România și toată Europa, veți avea niște surprize foarte frumoase, foarte plăcute, pentru că avem ceea ce vă vom surprinde, fie din povestirile bunicilor noștri, fie din viața trăită de zi cu zi, și sunt sigur că pe această temă nu veți fi dezamăgiți, așa cum suntem siguri pe ceea ce promitem noi față de voi. Referitor la... Aici vreau să vin la vizita mea de aseară, aici, la Leo, unde mă aflu acum, la domnișoara care a fost prezentă aseară. La Feride, fiță. Da, la Feride. Referitor la acea domnișoară Feride. O fată foarte frumoasă. Nu zic că m-am enervat puțin. Hai să recunosc acum că am fost foarte nervos din momentul când am intrat pe ușă. Asta datorită faptului că bodyguardii de jos, pentru că aici în acest campus unde avem noi apartamentele, mă cunosc acei bodyguards de ani, de zile, care tot am venit aici, am stat aici, lumea, așa cum ne respectă și ne-a respectat pe toți datorită faptului că și noi, la rândul nostru, lăsăm respectul de fiecare dată. Și am fost sunat de bodyguards care îmi spun că sică, vezi că la cunatul tău, la Leo, o domnișoară brunetă s-a dus la el la apartament. Acum eu, prima dată, asta vreau să zic, eu am crezut că Dana, gata, Dana. A venit Dana, e Dana sigur, altcineva nu are cine să fie, gata. Eu mă aștept ca Leo să meargă duminică la judecată, după cum știam eu că el cu Dana a terminat-o de tot, nu mai avea nicio șansă de împăcare cu Dana. În primul rând eram entuziasmat de acea chestiune, trăind cu impresia că el nu se mai împacă cu Dana, așa cum e și acum. Am zis, gata, a venit Dana. Când vin la apartament, mi se deschide ușa, nu știu, stăteam să discutăm, uite cum e prezent și acum, să discutăm în ușă, ce avea de gând, nu știu. Aveai de când să mă ții la ușă sau cum? Așa. După ce am intrat înăuntru, da, și după aia am văzut-o pe acea domnișoară, m-am mai calmat puțin, dar totuși, până în momentul când a vrut să plece nu, am vrut să văd
Am vrut să văd ce legătură e între, între acea fată. Da, într-adevăr, e frumoasă fata, n-am nicio obiecție, dar pe tema asta, dar chiar dacă e frumoasă, Leo, acea fată e frumoasă pentru ea, pentru iubitul ei. Păi nu are iubit. Că nu are, pentru viitorul ei iubit. Și am stat aici, Leo a început cu de-ale lui, cu glume, cu alea, eu eram foarte nervos. A început să-i dea de mâncare, să mănânce acea domnișoară, a aprins aragazul pe aici. Ai văzut că e pompieri, spune la prieteni. Păi le spun, normal. A început să frigă rânză în furculiță pe ochiul aragazului. Băi, oameni, când am văzut așa ceva, m-am nebunit. Pe puteam să luăm foc aici, pentru că vă dați seama felia de rânză aceea care el o frigea pe ochiul aragazului, conținea grăsime. Și vă dați seama, acea grăsime a început să facă fum foarte mult aici în apartament și putea să ia foc și aragaz și tot gaze. Vă dați seama, era un pericol foarte mare, plus că aici la nervi mă enervasem, eram în stare să sun la pompier. Înțelegeți? Și după aceea a făcut el ce a făcut pe aici, să-i dea să mănânce la domnișoara respectivă. Eu am afirmat de fiecare dată că trebuie să luăm niște decizii, să lăsăm glumele deoparte. Leo, știți cum este, numai cu glumele. Vedea că eu mă enervez, el începea mai rău să glumească, să alea ca să-l facă în ciudă. După aceea am mai stat ce am mai stat aici și am vrut să plec. Acea domnișoară ferite se ridică în picioare că vrea să plece și ea. Am zis, nu-i nicio problemă. Dacă eu tot plecam în partea alaltă la mine, la apartament... Și pleca și fata, plecai și tu. Ca un om de... cu bună conștiință, am zis să o conduc până jos. Că asta datorită faptului că eu tot plecam la mine, la apartament. După aceea am deschis ușa să plec. Acea domnișoară s-a prefăcut că pleacă și ea. După aceea n-a mai plecat, a intrat înapoi, a rămas acolo cu ei și eu am plecat. Asta a fost referitor la întâlnirea de seară care am avut-o cu ei. Țin să vă anunț, prieten, că Leo se va prezenta la judecata de duminică, pentru că eu fiind aici, o să plecăm toți împreună și o să fie prezent la taborul de duminică. Atunci vom vedea și credeți-mă că sunt foarte nerăbdător la deciziile care se vor lua în cursul zilei de duminică. Stimați prieteni, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru vizionările canalului meu de YouTube Țică de la Strehaia și de asta, de fiecare dată, așa cum v-am cerut să fim mai mulți în spațiu online, v-am cerut pentru că e un mod mai plăcut să fim mulți, să dezbatem opiniile fiecarei persoane. Nu m-a deranjat și nu mă deranjează dacă sunt contra mea,
asta e, fiecare judecă cum poate, cum vrea. Nu pot eu să fiu acea persoană care să critic pe X, pe Y, fiecare gândește cum vrea. Așa că, haideți să fim cât mai mulți. Vreau să fim cât mai mulți în spațiu online, ca să fiți la curent cu toate evenimentele care vor fi pe viitor. Vă rog pe toți să apăsați acolo la notificări pe clopoțel și să bifați la toate și să fim cât mai mulți ca să putem să avem opiniile care poate să aibă orice persoană și noi să putem să le dezbatem împreună cu voi, așa cum am făcut de fiecare dată, pentru că eu am respectat de fiecare dată toate opiniile, am văzut și comentariile și nu m-au deranjat, chiar dacă a fost contra mea, repet încă o dată și îmi cer scuze pentru alții care mai comentează că poate aduc vorba de mai multe ori despre o chestiune care deja am spus-o. Așa că, stimați prieteni, vă pup pe toți, vă respect ca de fiecare dată și aștept să fim cât mai mulți în spațiu online și ne auzim la filmările viitoare.